Micii chimiști de la Liceul Vasile Alexandri din Săbăoani au participat sâmbătă 19 noiembrie la cea de-a patra ediție a concursului de chimie aplicată în inginerie și protecția mediului academician Cristofor Simionescu, care s-a desfășurat la Facultatea de Inginerie și Protecția Mediului din cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași. Printre cei 8 premianți nemțeni care au urcat pe podium se numără și Maria Dămoc, din clasa a 10-a, pregătită de profesoara Mihaela Mârze. Concursul la care am fost la Iași, am fost cu 3 copii, de clasa 11-a și de clasa a 10-a. Concursul a fost la Politehnica Iași, Facultatea de Chimie, organizat. E a 4-a ediție, noi mergem pentru prima oară anul acesta. Performanța constă în faptul că am descoperit copii, și copiii au dat dovadă de o perseverență deosebită, s-au pregătit câteva săptămâni bune pentru concursul ăsta. De obicei facem lucrul ăsta, dar acum mi s-a părut extraordinar pentru că într-un timp relativ scurt au reușit să facă o performanță foarte bună. Chiar dacă nu sunt toți copiii premiați, pozițiile sunt extrem de onorabile, adică și celelalte două fetițe se găsesc mult deasupra primei jumătăți a concurenților și ați văzut că au fost peste 160 la clasa 10-a, la clasa 11-a. Noi pregătim în continuare pentru următoarele concursuri care vor urma, sperăm să avem aceleași rezultate, dar ideea este că nu se pot obține dacă ei nu muncesc. Și mai e ceva, copiii aceștia nu cresc de azi pe mâine, ei trebuie udați așa în fiecare zi și cultivați și norocul nostru este că vin copiii de la gimnaziu bine crescuți. Cei 3 elevi care au participat la această competiție științifică se numără printre zecile de copii pregătiți la acest liceu nemțean cu rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile de chimie. Mă numesc Maria, ea a fost și în anul trecut la județeană, 10-a, matematică informatică și am trecut la concursul de la Iași de la Magda Petrovanu, a luat mențiune, adică, spuneți încă o dată, ei nu cresc peste noapte. Ei fiecare an adună câte ceva și cresc în fiecare zi câte o treaptă. Așa, și ceilalți copii care s-au clasat? Ceilalți copii sunt Imbrișcă, clasa 12, clasa 11-a, clasa 11-a, Imbrișcă Ioana și Bordeanu Ema, clasa 12. În ce a constat acest concurs propus? În probă teoretică, practică? Concursul a constat în probă teoretică. Concursul e de anduranță pentru că într-o oră și 20 minute copiii au 30 de grile, adică n-au timp nici să răsufle, nici să tușească, da. E un concurs dur din punct de vedere a timpului. Adică ei trebuie să știe exact ce au de făcut, că n-au timp să revină și asta înseamnă că trebuie să aibă siguranță extraordinară în ceea ce fac. Și alte două componente ale lotului prezent la concursul de chimie de la Iași s-au calificat în prima parte a clasamentului. La concursul de chimie aplicată în inginerie și protecția mediului academician Cristofor Simionescu au participat 60 de elevi din clasele 9-12 îndrumați de 120 de cadre didactice reprezentând 70 de școli din 12 județe ale României. Reamintim faptul că Liceul Vasile Alexandri din Săbăoani este o pepinieră de premianți la concursurile de chimie, de aici plecând surorile Mihaela Țărnă, studentă la Facultatea de Medicină Militară, și Alina Țărnă, studentă la Facultatea de Chimie, ambele cu premii importante la olimpiadele internaționale de chimie.